Salutare tuturor! Bun venit pe canalul Teatrului Dramatic Sanitar Vinile pe YouTube și pe pagina noastră de Facebook, unde în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la ora 19 transmitem interviuri cu artiștii trupei. Astăzi stăm de vorbă cu actorul Radu Hoghinan, pe care l-ați văzut pe scena dramaticului în rolurile Radu în creația colectivă Mame, ce a avut premieră anul acesta în ianuarie, în Părintele Grigore, în spectacolul Salva Dracului de anul trecut, Negru în Monstrul Nisipurilor, Anibal de la Luna în Tectonica Norilor, Carlos în Metoda și Lisander în Visul unei nopți de vară. Am uitat vreun rol, Radu? Salut! Bună ziua! Nu, Rodi, nu cred că ai uitat niciun rol astăzi. Radu, sunt două luni de când tu, ceilalți colegi și întreg colectivul teatrului stă acasă, la fel ca întreaga comunitate din cauza pandemiei de coronavirus. Cum gestionezi perioada asta? Cum te împaci cu statul acasă? Pot să-ți mărturisesc că acum vreo câteva zile am avut senzația că joc într-un film, nu știu dacă mai ții tu minte, era un film vechi, Ziua Cârtiței, în care te trezeai și repetai aceeași zi, permanent. Eu mă trezesc, îmi beau cafea, am o pisică, vine lângă mine și mi se suie în brațe. Și de două luni se întâmplă treaba asta în fiecare dimineață, încât am avut senzația la un moment dat că e aceeași zi de două luni. Deci ai trăit și stări mai puțin plăcute în perioada asta de izolare, nu? Ca toată lumea, bănuiesc. A fost așa, un amalgam. Derută, confuzie, îți dai seama. Radu, dar, te rog. A venit un moment când mi-am dat seama că cam asta e. Lumea o să arate altfel decât o știam eu până acum. Și că trebuie să accept lucrul ăsta. Și atunci a fost mai ok. Tu ești un artist preocupat de societatea contemporană și de problemele ei. Sunt aspecte ale pandemiei de coronavirus care ți-au suscitat interesul, poate chiar te-au făcut să te gândești la un spectacol nou? Nu știu dacă mă gândesc la un spectacol nou neapărat, dar da, mi se pare că în perioada asta în care stăm cu toți în case, se schimbă un pic dinamica dintre corpuri, ca să spun așa, poate folosesc un termen mare. Dinamica întâlnirilor o să fie foarte schimbată după perioada asta, când o să ieșim din case. Cred că o să avem nevoie de o perioadă tampon în care să ne readaptăm unii la ceilalți. Și poate ar fi frumos ca teatru să încerce să-și asume rolul ăsta de a readuce oamenii împreună treptat. Cam asta. Dar e suficient de interesant pentru tine subiectul ăsta al schimbării comportamentului până la urmă social? Suficient de interesant încât să facă subiectul unui text de teatru? Trebuie să recunosc că nu. Nu mi se pare atât de interesant încât să, nu știu, eu personal să zic că îl pun pe scenă. Riscul este să faci senzație. Și cred că de asta trebuie să ne ferim ca artiști în următoarea perioadă. Și anume să ne folosim de problema cu pandemia de coronavirus pentru a crea niște produse artistice menite să facă senzație. Mi se pare foarte ușor, foarte la îndemână. Și cred că ar trebui să încercăm să ne uităm un pic în spate, un pic în spatele senzației, în spatele emoțiilor pe care le resimțim cu toții acum. Și cred că tocmai asta a scos la iveală toată pandemia de coronavirus împreună cu măsurile de distanțare socială. A scos la iveală cât de prețioasă este relația dintre corpuri. Relația dintre oameni care se află în același timp și în același spațiu împreună. Și ăsta e un lucru care mă interesează, pe care l-am conștientizat. Nu mi-am dat niciodată seama până acum cât e de important și cât de mult, de fapt, ne afectează. Teatrele sunt acum într-un fel de limbo. Totuși, zilnic au loc și anumite schimbări. Care crezi că sunt cele mai importante și în ce direcție ar trebui să se îndrepte teatrul de acum încolo?
Care sunt cele mai importante, ce, scuză-mă, n-am înțeles foarte bine întrebarea. Schimbări care au loc în teatre, în perioada asta de izolare, când interacțiunea se desfășoară online. Păi, nu știu care sunt cele mai importante schimbări. Nu știu dacă se întâmplă realmente vreo schimbare. E doar un moment în care ne-am oprit. Și cred că e un moment în care fiecare dintre noi a avut ocazia să se gândească la propria lui profesie. Și cred că a fost un moment și că e un moment în care ne putem pune întrebările reale legate de teatru. Dacă suficient de mulți oameni își pun aceste întrebări și găsesc răspunsuri, cred că s-ar putea, după perioada asta, să simțim teatrul altfel și să-l facem altfel. Iarăși, valoarea întâlnirii mi se pare că devine evident acum și cred că teatrele și artiștii nu ar trebui să rateze momentul reîntâlnirii în momentul când măsurile de restricție vor fi ridicate. Așadar, cred că va fi mai prețioasă reîntâlnirea în sala de spectacole? Absolut. Absolut. Și pentru unii și pentru alții. Și pentru spectatori. Sigur. Și pentru actori. Sigur, niciun spectacol nu va mai fi privit la fel ca până acum, cel puțin o perioadă. Nu ne vom mai permite să mergem la teatru sau nu vom mai putea să mergem la teatru sau nicăieri poate, doar să ne distrăm. Doar din dorința pură de a te distra. Va fi ceva mai mult acolo. Va fi ceva mai mult acolo. Asta e senzația mea. Că o să fim cumva, o să ieșim afectați. Deja suntem afectați emoțional. Deja cu toții cred că ne simțim cumva și ne-am simțit mai singuri în perioada asta. E foarte ciudată criza generației noastre pe care o trăim. Și cred că tocmai această perioadă de însingurare va face ca întâlnirea artistică și întâlnirea culturală să aibă o vibrație în plus. Radu, tu ești absolvent al Facultății de Arte din Galați, iar acum predai acolo. Cum ți se pare că a evoluat facultatea de la Galați, comparând-o cu anii tăi de studenție? Nu-mi dau seama exact cum a evoluat, dar știu că a evoluat. În momentul de față suntem un cor profesoral alcătuit din oameni foarte tineri, cu precădere, și suntem destul de ambițioși. Cred că o să realizăm niște proiecte extrem de interesante în următorii ani la Facultatea de Teatru din Galați. Sperăm să obținem puțin mai multă vizibilitate decât am avut-o până acum și evident că miza noastră principală este calitatea învățământului și performanța. Avem deja o serie de strategii pe care le punem la cale. Ne interesează, în primul rând, ca facultatea din Galați să genereze studenți, generații de studenți pregătiți, deschiși, gata să intre în lumea teatrului și gata să fie generoși în sensul artistic al cuvântului. Ți se pare că a fost privită facultatea de la Galați ca o facultate de rang inferior în comparație cu alte facultăți de arte din țară? Evident. Sunt câteva facultăți în România cu tradiție. Facultatea de la București, UNATC-ul, Iașiul, Clujul și Târgu Mureșul sunt facultățile, să zicem așa, cu cel mai mare prestigiu. Galațiu n-a fost în primul plan al procesului de învățământ, al învățământului teatral românesc. Dar cred că asta n-ar trebui să împiedice pe nimeni să spere la performanță și să lucreze în direcția asta. Până la urmă, accesul la informații acum este extrem de democratizat Față de cum era înainte. Avem acces la informații. Nu ne împiedică nimeni să ne dezvoltăm, să ne deschidem universul cultural, mental, emoțional, chiar dacă suntem într-un oraș mai mic.
Cred că problema ține de limitele psihice, nu de cele... nu de alte tipuri de limite. Da, a fost privită și ca o facultate de rang inferior. Dar poate nu neapărat din vina ei. Dar din ce vină? Păi, cum să mă exprim? A fost cumva de vină și un motiv incontrolabil de către facultate, anume exodul potențialilor studenți către alte facultăți? Evident, normal. Imaginează-ți că facultățile cu tradiție sunt mult mai atrăgătoare din prisma tradiției pe care o au. Iar cele mai mici trebuie să se lupte pe un timp mai îndelungat și să obțină rezultate mult mai mult timp. Este un pic mai greu. Dar nu este imposibil. Ce modificări au apărut la facultate acum în contextul pandemiei? Păi, după cum știm cu toții, până în septembrie nu se mai țin cursuri. Ne chinuim să ținem cursurile în zona online. După părerea mea, nu funcționează, pentru că antrenamentul unui student actor trebuie să se facă în condiții de expunere. E unul dintre lucrurile cele mai importante, pentru că noi actori avem mari emoții atunci când ne expunem. Și am decis de curând, împreună cu conducerea facultății, ca admiterea de anul acesta să se desfășoare în mediul online. Cred că e o decizie bună, ținând cont de starea psihică a tuturor. Mi se pare că o admitere față în față ar avea o încărcătură suplimentară negativă pentru candidați, așa că probele pe care le-am fi dat până acum live, față în față, o să le dăm în mediul online. Asta ar trebui să mărească gradul de accesibilitate a studenților, a potențialilor candidați pentru a se înscrie la facultate. Și ne permite și nouă să facem un experiment, să vedem cât este de funcțional realmente și poate admiterea va fi digitalizată de acum încolo, ca să zic așa, se va muta în mediul online. Nu știu, va trebui să aflăm. Dar ca un anunț, ca o veste, admiterea de la Facultatea de Teatru din Galați de anul acesta se va muta în mediul online. Cred că va fi mult mai confortabil pentru candidați să se înscrie și să-și facă repertoriul în felul ăsta. Un anunț extrem de valoros pentru cei care vor să dea la actorie, la Galați. Vreau să te întreb, fiindcă tot ai amintit de importanța expunerii pentru un viitor actor, cum a fost pentru tine tranziția de la a juca în fața colegilor și profesorilor, la a juca pe scenă cu publicul în sală? Plină de emoții. Când plină de emoții. Eram în anul 3 de facultate când am trecut dintr-o sală mică în care repetam la facultate la sala mare a Teatrului Dramatic. Iarăși este o chestiune care ține de corp. Când iei corpul care este obișnuit într-un spațiu mic și îl muți într-un spațiu mare, el va resimți tensiuni. Când în acel spațiu mare mai adaugi 300 de persoane, corpul va resimți tensiuni și mai mari. Practic, cu toții ne putem da seama despre cât de puternice sunt aceste tensiuni dacă am vorbit vreodată în fața unui public. Există ceva acolo, în întâlnirea asta, când atenția a 400 de oameni este concentrată pe tine, există ceva acolo extrem, extrem de puternic. O forță pe care actorul în timp învață să o gestioneze și se obișnuiește cu ea. Ea la început se resimte destul de negativ. Dar în același timp, după ce te obișnuiești, nu ești, nu prea mai poți trăi fără. Ai avut vreun moment în care ai fost copleșit de tensiunea asta? Da, am avut și când eram tânăr și mai târziu. Vezi tu, Rodi, noi ca actori ne dorim să fim buni și ne dorim să fim apreciați. Și ne dorim să nu dezamăgim niciodată nici publicul, nici partenerii, nici regizorul.
Și câteodată dorința asta devine puțin destructivă sau autodestructivă, generează mari emoții și mari așteptări, care în realitate n-au nimic de a face cu actul creației. Dar e foarte greu să fii atât de disciplinat încât să-ți oferi libertatea de a greși și de a fi tu însuți, expunându-te în același timp judecății a 300 de oameni. E o profesie frumoasă, ce să zic. A fost un moment în care ai simțit că ai căpătat un plus de disciplină în profesie? Da, a fost un moment după ce m-am întâlnit și eu cu niște emoții destul de puternice care se resimțeau aproape ca un atac de panică. Am învățat cât de importantă este disciplina mentală și renunțarea de fapt la orice așteptări. E un lucru pe care l-am câștigat și l-am câștigat pe scenă. Nu știu dacă poate fi predat sau învățat, nu știu, adică e o chestiune strict personală. N-aș putea o defini pentru altcineva. Eu îi spun disciplină mentală. Poate greșesc, nu știu dacă e asta. Pentru mine asta. Un atac de panică e greu de gestionat și în viața de zi cu zi. Cum a fost să-l gestionez pe scenă? În fața bine, poate, mult. Poate e mult spus un atac de panică. Poate era un atac de anxietate. Nu știu, oricum n-a fost o senzație plăcută deloc. N-am putut să-l gestionez, am știut doar că nu pot opri spectacolul, atât. Și a trecut de la sine, după care lucrurile s-au reglat într-un mod foarte frumos. Probabil multor actori li s-a întâmplat. Chiar am vorbit de curând cu un actor de la Târgu Mureș, care a trecut printr-o perioadă destul de lungă de atacuri de panică pe scenă și mărturisea că la un moment dat, din cauza asta, n-a mai avut curajul să urce pe scenă 3 ani de zile. Da, da. Mi se întâmplă, sunt multe cazuri când se întâmplă și nici nu știi de ce, când, cum. Totul e să treci peste. Eu știu. Poate nu e. Poate trebuie să te reprofilezi. Poate trebuie să te reprofilezi. Radu, tu ai avut 2 întâlniri cu regizorul Alexandru Dabija. Prima a avut loc în 2012 la Teatrul Dramatic din Petroșani, unde dumnealui a montat Cenunta lui Figaro, iar cea de-a doua a avut loc în 2019 la Teatrul din Galați, unde a montat Alba Dracului. Cum au fost cele 2 întâlniri la 7 ani distanță? Nu știu cum au fost cele 2 întâlniri la 7 ani distanță. Cred că ele au venit în parcursul dezvoltării mele ca actor în 2 momente în care aveam mare nevoie de întâlnirea cu domnul Dabija. Domnul Dabija își aduce aminte și ne aduce aminte tuturor că teatrul e în primul rând despre oameni și nu despre teatru. Că ideea de teatru este oarecum iluzorie și ce e adevărat sunt oamenii care îl fac, care îl practică. Și talentul domnului Dabija, dincolo de talentul dumnealui regizoral, e de a aduce oamenii împreună. E o abilitate umană extraordinară. Și te simți odihnit. Te simți pregătit, te simți fericit după o întâlnire cu domnul Dabija și te simți mult mai încrezător în propriile forțe, dar și în forțele colegilor tăi. Asta mi s-a întâmplat și prima oară când m-am întâlnit cu domnul Dabija și a doua oară. Și mai predă o lecție într-un mod neteoretic, ci prin propriul exemplu. E un exemplu de generozitate, domnul Dabija, din toate punctele de vedere. Și umană, și financiară, și tot ce vrei. Când eram mici la Petroșani, stai seama, noi n-aveam foarte mulți bani. Și era o perioadă când domnul Dabija ne scotea pe toți la masă, la chefuri și plătea dumnealui. Îți dai seama ce bucurie era pentru niște copii de 20 de ani. Aveam un salariu de 450 de lei atunci. Atâta era salariul. Deci îți dai seama ce bucurie era pe capul nostru. La Salva Dracului tu ai avut o contribuție nu doar pe scenă unde îl interpretezi pe Părintele Grigore, ci și la adaptarea textului. Iar exercițiul ăsta al scrisului nu ți este străin, pentru că ai scris 7 texte de teatru,
inclusiv de copii care s-au jucat și în teatrul independent și în teatre de stat. Despre ce îți place să scrii? Nu știu ce să zic la... Nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Am perioade și perioade, momente și momente, subiecte și subiecte. Îmi place să mă cunosc și să cunosc omul. Sunt foarte curios de mecanismele care ne pun în mișcare, de minciunile pe care ni le spunem nouă înșine, de tot felul de lucruri care țin de aparență și esență. Cred că asta mă interesează cel mai mult. Despre capacitatea noastră de a ne înțelege unii pe alții sau de a nu ne înțelege, de a ne lupta pentru propria dreptate cu orice preț. Asta iarăși mi se pare fascinantă. Un anume tip de orbire pe care îl avem cu toții, care cred că atunci când te apleci asupra dramaturgiei, ai șanse să o ridici sau să o vindeci puțin. Poate zic cuvinte mari. Îmi cer scuze. Vroiam să te întreb dacă există un subiect asupra căruia petreci mai mult timp acum. Dacă ești tentat să scrii despre ceva anume acum. Da, m-am apucat să scriu o piesă. Am scris o scenă. Este despre un soț care își părăsește soția. Nu înțeleg de ce ți se pare amuzant. Adică... Am mai auzit odată gândul ăsta al tău. Da? Când? De curând, acum câteva săptămâni, înainte să se închidă activitatea. Am înțeles. Deci nu înainte să mă însor. Nu. Da. Mă rog, nu știu de unde s-a născut ideea asta, dar mă gândesc să scriu o piesă despre capacitatea noastră de a ierta și despre incapacitatea noastră de a renunța. Da. Zic și eu acum, nu știu dacă o să iasă asta. Or la scris. Mulțumesc. Dar despre ce nu ai avea curaj să scrii? Despre ce nu cunosc. Îmi spuneai de curând că ești într-o fază în care ești foarte preocupat de tot ceea ce înseamnă scris, dramaturgie și așa mai departe. Ești la un postdoctorat despre new writing, nu? Spune-ne ceva despre asta. Da. Păi ce să vă zic? Vreau să scriu, îmi doresc să scriu și cred că eu niciodată n-am știut dacă o să ajung actor. Nu știu dacă am avut așa mare încredere în mine și nici în context. Și atunci, dintr-un oportunism caracteristic, combinat cu o pasiune pentru teatru, mi-am dat seama că trebuie să învăț cât mai multe lucruri și să mă specializez în mai multe direcții. Și am descoperit dramaturgia. Ce să zic? E o experiență foarte interesantă. Nu știu, nu pot să spun că știu să scriu. Nu știu să scriu. Și de asta am încercat și încerc să mă uit la colegii noștri, dacă îi pot numi așa, din teatru american și teatru britanic și să încerc să învăț cum gândesc ei teatru și cum îl scriu. Am descoperit într-adevăr niște lucruri legate de structură și de dialog extrem de interesant. Dar cred că cel mai important lucru pe care l-am observat la ei este cât de bine sunt conectați la lumea în care trăiesc. O înțeleg foarte profund. Sunt conștienți de mecanismele care pun în mișcare lumea din jurul lor. Mecanisme sociale, umane, politice. Ai un gradul ăsta de înțelegere mi se pare spectaculos. Te întrebam dacă există un dramaturg preferat în perioada asta pentru tine. Da, am descoperit și îl descoper din ce în ce mai mult pe Simon Stevens. E un dramaturg care nu prea e montat la noi. Poate nici n-ar putea să fie, scrie extrem de specific pe societatea britanică și cu oamenii din societatea britanică, e un dramaturg super, pe gustul meu, să zicem așa. Naturalist, brutal, el se clasifică pe el ca fiind post, ca făcând parte din categoria post-in-your-face theater. Da, alții îl încadrează la New Realism.
un nou tip de realism psihologic. Eu sunt extrem de pasionat și de zona realistă și de felul în care, Simon Stephens reia genul ăsta și îl revigorează. Radu, în teatrul independent, metoda ta preferată de a genera text era creația colectivă, metodă pe care ai experimentat-o de curând și la Teatrul Dramatic Fanny Tardini, atunci când ai lucrat la spectacolul Mame, regia lui Cristian Ban, un alt mare fan al teatrului Device. De ce această metodă? Păi creația colectivă face un lucru extrem de valoros. Conectează întreaga echipă de actori la subiectul pe care și-l propun. Și cumva echipa de actori stabilește de comun acord subiectul, tema de creație. Și asta creează un anume tip de entuziasm și de deschidere în cadrul echipei de creație. Și chiar dacă textul final nu este extrem de cizelat din punct de vedere stilistic sau dramaturgic și poate nici nu este extrem de bine structurat, întregul proces și spectacolul final are o capăt o aură specială, care vine tocmai din această conexiune directă cu tema de creație. Și cred că de asta facem Device. Știi cum e, Rodi? Poate ne interesează ceva anume și nu găsim un text care să exprime lucrurile pe care noi am vrea să le exprimăm. Și ăsta e un instrument care democratizează procesul creației. Device Theater democratizează procesul creației, îți pune instrumentele creației în mâna actorilor. Și ei nu mai trebuie să aștepte să se nască un dramaturg care să scrie despre problemele care interesează pe ei. Și asta mi se pare tare. Unul dintre spectacolele tale, Privacy Settings, a fost și premiat la maratonul Bucharest Fringe din capitală. Pe de altă parte, aici, la Mame, la Dramatic, nu ai mai avut rolul de conducător de proiect, ci de actor și contributor cu experiențe și amintiri, ca să zic așa. Unde ți-a fost mai ușor? La Mame, evident. Ca actor mi-a fost mult mai ușor și mult mai plăcut. A fost o bucurie continuă lucrul la Mame. Chiar și când ne plictiseam, ne bucuram. Chiar și când eram nervoși, ne bucuram cumva. Presiunea de a face un spectacol nu generează o experiență tocmai plăcută. Sau când cineva, cum e Cristi, care își asumă în totalitate responsabilitatea produsului final, îți creează un sentiment de libertate foarte plăcut și foarte frumos. El avea încredere în noi că putem improviza, că ne putem juca și noi făceam asta. A fost foarte frumos. Nici n-aș putea descrie în cuvinte și cred că ar fi și păcat. Cred că mai bine invit oamenii să vadă spectacolul în momentul când va ieși din nou la rampă. Având în vedere că acest spectacol este unul cu un puternic caracter biografic, poți să ne spui ce ți-a spus mama ta la finalul reprezentației? Nu mai țin minte. M-ai luat prin surprindere aici. Chiar nu mai țin minte ce mi-a zis mama la finalul reprezentației. Dar să știi că nu-i cu un caracter biografic atât de mare. El e inspirat dintr-un univers în care am trăit cu toții, dar aportul din viețile noastre a fost abstractizat în timpul spectacolului. A fost cizelat, a fost redus la esență și regăsit scenic. Nu e un teatru documentar în niciun caz și nu e despre viețile noastre. E inspirat din copilăria noastră, ce-i drept. Copilăria anilor 90, care a fost o perioadă specială, copilăria anilor 90, cu greutățile ei, când cu toții simțeam așa acasă o presiune, o apăsare. Țin minte că toată copilăria mea am auzit fraza: trebuie să facem economie.
Știi? Sindromii greiei tranziției. Da, exact, exact. Și era un anumit tip de încărcătură specială și cumva la asta ne-am raportat cu toții, fiind majoritatea de aceeași vârstă, la perioada aia. În sensul ăsta, da, e biografic, dar în alte sensuri, nu. Nu. Și nu mai știu ce mi-a zis mama. O să sun după interviul ăsta și o să întreb, dar chiar nu mai știu ce mi-a zis mama. Pot să spun că m-am întâlnit cu dumneai în foyer după premieră și săraca era atât de emoționată și cumva trăise spectacolul atât de puternic, încât la final a avut o reacție foarte, foarte amuzantă. A zis, mai erau multe de spus. Da, normal, cum îți dai seama, mama, semăn cu ea, dacă s-ar putea vorbi despre mine 3 ore, tot nu m-aș simți. Tot nu m-aș simți satisfăcut. Nu, glumesc, că am făcut o glumă răutăcioasă. Scuze, mama, dacă vezi interviul ăsta, scuză-mă. Radu, tu scrii, regizezi, joci, predai. Care dintre ele ți aduce cele mai mari satisfacții? Toate. Toate mi-aduc satisfacții, Radu. Absolut toate. Și toate mi-aduc și dezamăgiri. N-am ce să fac. Sunt blestemat. Glumesc. Ți-am zis că n-am știut dacă o să mă fac vreodată actor. Ți-am zis că n-am știut nimic. Și am zis, dom'le, trebuie să încerc să înțeleg cât mai mult ca să am vreo șansă. Și mi-a plăcut să încerc să înțeleg. Nu știu dacă am reușit. Nici acum nu știu. Eu mai am explicații extrem de teoretice și bine structurate vis-a-vis de fenomenul teatral, dar deodată parcă simt că tot nu înțeleg. Nu știu ce să zic. Sunt perspective diferite și sunt perspective frumoase. Mi se pare că teatrul are o misiune, în principiu. Și că trebuie să aibă o misiune. Și are, el are un sens. Are o misiune. Și să înțelegi această misiune din diverse perspective, să încerci să înțelegi misiunea asta din diverse perspective, e foarte frumos, pentru că cred că te ajută să o duci la capăt mai simplu. De exemplu, faptul că am făcut un master de regie m-a ajutat ca actor să nu încerc să-i fur treaba regizorului. Știu foarte bine care e treaba regizorului și nu mă bag niciodată peste treaba lui. Când sunt actor. La fel, dacă fac un proiect, încerc să mă abțin, să nu mă bag peste treaba actorului. Știi? Atunci povestește-ne, te rog, care este cel mai recent proiect care ți-a adus o mare, mare satisfacție și în ce context s-a întâmplat asta? Păi Mama a fost cel mai recent. Mama a fost în contextul Teatrului Dramatic anului 2019, final de an 2019. Da, început de 2020. Și înainte de Mama a fost Salva Dracului cu domnul Dabija. Spune că citești foarte mult în perioada asta. Ne citești și nouă ceva? Da, vă citesc. Vă citesc din Hamlet. Sper să nu fie interpretată această decizie a mea ca pe o aroganță, pentru că nu o să citesc a fi sau a nu fi. O să citesc din Hamlet monologul lui Hamlet către actori. E o lecție frumoasă de actorie pe care tot încerc să mi-o dau și mie, așa personal. Nu știu ce să zic. O să las cuvintele marelui William Shakespeare să vorbească. Nu, glumesc acum, fac puțin mișto, recunosc că sunt emoționat de lectura pe care urmează să o fac. Dar asta e, m-am făcut actor, trebuie să mă asum. Așa. Deci Hamlet zice așa unui actor. Te rog, spune tirada răspicat și curgător, așa cum aș rosti-o eu. Dacă însă te apuci să răcnești, cum fac mulți actori de-ai voștri,
pun mai bine pe crainicul târgului să-mi strice stihurile. Nici să nu dai din mâini prea tare, așa ca și cum ai tăia aerul cu fierăstrăul. Fii cât mai potolit, chiar în mijlocul noianului, al furtunii, ca să zic așa. În vârtejul pasiunii trebuie să cauți să păstrezi o măsură care să o mai astâmpere puțin. Mă doare în suflet când aud vreun blășgan cu căpățâna apărâtă într-o ferucă spușind o pasiune în bucăți, făcând o zdrențe și spărgând urechile spectatorilor de la parter, care de cele mai multe ori nu sunt în stare să prețuiască altceva decât pantomime de neînțeles și gălăgia. Pe unul că ăsta ce se crede mai grozav decât Tergamant și mai rău decât Irod împărat, eu l-aș pune să-l bată cu biciul. Ferește-te, te rog, de astfel de lucruri. Să nu fii totuși nici prea molatic, dar lasă-te călăuzit de bunul simț. Potrivește fapta cu vorba și vorba cu fapta. Ia aminte numai să nu depășești măsura, fiindcă în tot ce întrece măsura se abate de la scopul teatrului, acest scop fiind încă de la începuturile sale și până astăzi, să se păstreze ca oglinda firii, să arate virtuții adevăratelei trăsături, păcatului, icoana lui și tuturor vremilor și vârstelor, tiparul lor. Dacă depășești acest țel sau nu-l poți atinge, chiar te-ai face să râdă pe prostănaci, nu poți decât să ne mulțumești un om cu mintea întreagă. Iar părerea unuia ca acesta trebuie în prețuirea voastră să atârne tot atât de greu cât mulțimea întreagă care umple teatru. Sunt și unii actori, am văzut jucând și am văzut pe alții ridicându-i în slava cerului, n-aș vrea să vorbesc cu patimă, care nu mai aveau nimic creștinesc în spusa lor, nici măcar înfățișarea de creștin, de păgân sau chiar de om, nu mai aveau. Se umflau în pene și răgeau de-am ajuns să cred că i-a făcut oameni într-un salahor de-al creațiunii și că i-a făcut greșit, așa de cumplit, mai muțăreau tot ce este omenesc. Să îndreptați acest cusur și nu îngăduiți celor ce fac pe paiațele să spună mai mult decât este scris pentru ei. Sunt unii care se pornesc pe râs ca să facă să râdă câțiva spectatori neroși, deși între timp se joacă vreo scenă însemnată pe care trebuie să o asculte. Urât obicei. Și trădează o ambiție vrednică de milă la caragiosul care se folosește de asemenea mijloace. Duceți-vă să vă pregătiți. Asta este încheierea monologului. Nu știu dacă am reușit pentru studenții tăi, apropo de ceea ce ne-ai citit până acum. Poftim? Ai un mesaj pentru studenții tăi, luând în considerare și ceea ce ai citit până acum? Da, cred că ăsta e mesajul. Cred că ăsta e mesajul. Nu pot să spun mai bine, ceva mai bine decât ce a spus Shakespeare. Adică pot doar să repet în niște cuvinte mai puține. Acum, ce înseamnă măsura, ce înseamnă bunul simț? Fiecare dintre noi trebuie să ne definim aceste concepte. Suntem responsabili. Și eu și tu, Rodi. Un mesaj pentru public? Un mesaj pentru public. Dă-mi o secundă să mă gândesc. Nu eram pregătit pentru întrebarea asta. M-ai luat prin surprindere, m-ai păcălit. O să vină un moment când ne vom reîntâlni. Nu zic că ne vom revedea, pentru că de multe ori noi nu vă vedem. De cele mai multe ori noi vă simțim. Nu? Pentru că nu vă putem vedea, nu vă vedem fețele, nu știm cine sunteți. Dar vă simțim. Și va veni momentul ăsta în care ne vom simți iar împreună. Eu abia l-aștept. Mă emoționez puțin în timp ce spun lucrul ăsta, dar încerc să mă păstrez destul de demn și să nu plâng în fața camerei. Sper ca momentul să vină cât mai repede și să vină și într-un moment în care o să ne simțim cu toții în siguranță să fim împreună. Până atunci, cred că pot să vă doresc să încercați să rezistați, să
să rezistați. Radu, îți mulțumesc. Atât am putut. Atât. Au fost niște cuvinte foarte frumoase. Da, mulțumesc. Nu știu ce să zic. O să mă uit și eu pe înregistrare să văd. Vă reamintesc faptul că interviurile Fanii Tardini continuă mâine cu actorul Răzvan Clopoțel și poi mâine cu regizorul Radu Nichifor, director artistic al Teatrului Dramatic Fanii Tardini. Între timp, pe canalul nostru de pe YouTube puteți urmări spectacolul Antidotul din 2013, iar luni la ora 7 seara, ca de obicei, vom difuza un nou spectacol din arhivă. Este vorba de Tango din 1995, în regia lui Attila Wiesauer. Rămâneți aproape. Radu, cu bine! Sărut mâna!